Da, uite. Promit să nu mă țin foarte mult de vorbă, ca să mă las să uitam la obiectele expuse în această sală. Aș vrea totuși să vă spun două vorbe despre ce se întâmplă aici. Și, de fapt, să vă prezint pe cei doi prietenei mei, cei doi foarte, foarte buni prietenei mei, Norbert și Teta, care acum 3 zile m-am rugat să deschid cumva, să deschid această expoziție cu 2-3 vorbe. Și m-am gândit extrem de onorată, pentru că în afară de faptul că sunt foarte buni prieteni, chiar dacă ne cunoaștem de relativ puțină vreme, consider că sunt niște observatori foarte buni, niște artiști deosebit de sensibili. Sper să nu intru în domeniul limbajului de lemn artistic aici, să spun asta, dar încă de când mi-au povestit despre proiectul lor, am fost foarte, foarte surprinsă și foarte atunci din ce mai curioasă ta de ce au de pregătit. Și, de fapt, și pentru mine o să fie o premieră vizionarea aceasta. Da, te aude zvon de București. Câteva date tehnice despre ei, s-au născut în Germania și au venit până aici ca să pregătească acest proiect. Amândoi sunt studenți în cadrul, hai să văd dacă vin mine, în cadrul școlii de studii culturale și practică estetică. Ceva care sună foarte complicat și mi s-a spus că așa trebuie să sune. În Germania așa a trebuit să sune, denumirea unei școli. Și mă bucur că în spatele acestei denumiri extrem de pompoase se află o pregătire foarte, foarte detaliată și foarte mult sentiment. Pentru că au venit aici cu dorința de a descoperi un oraș și pe locuitorii lui. Și afară de asta, în afară de faptul că ei au descoperit orașul, ne ajută și pe noi să le descoperim, pentru că trecem foarte des pe lângă foarte multe lucruri în jurul nostru și gestul lor de a lucra la acest proiect este un fel de a ne trage de mânecă și de a ne opri, de a asculta, de a citi orașul într-un alt mod. Cum am ajutat să vedem cu datărie? N-a fost o datărie, o fi o mare plăcere să fac acest lucru pentru voi și sper că am mai așa. I will speak in English to make it a little bit more precise. Yes, like Anna said, we came here to make a portrait of the group. And we were looking for pictures and sounds. And in the beginning we went to people and we always asked them, what's the sound you connect with Bucharest? And the first sound they said was the cars and the horn. And that was really funny because the sound you really hear loud is the cars and the horn. And even if they are inside the headphones and inside the office, you even hear it outside. So So we were thinking of doing something with sound and pictures at the beginning, and we were seeking and capturing a lot of pictures and sounds. And what was the outcome? The outcome was that we didn't find the whole big picture of the city, we only found fragments, and this is maybe the way our title could be described, because we only found fragments of the city. What is also important to say is that the outcome of this, I mean, as I saw the first videos, as we saw them on the laptop, and I finally realized that it's not just the mixture of sound and picture, it could also be described as maybe a film without moving picture, or maybe the radio play with picture, or
maybe you can invent something more. But I finally realized that there is a very big connection between those things inside of myself. So what else to say? Else to say is that there is also a book. And so if you don't have enough of font and sound of script, you can have a CD with the sound and listen to it. Yeah, maybe just for the new one up here. Yeah, they got three different boxes and in different boxes they're different movies. So or role play and pictures or how you want. And also we have this big box with two slots there. And you got a headphone there that you can use to look outside. Or you can just stay outside and look inside. Maybe you see people from the inside looking outside with a headphone. Maybe, I don't know. Okay. I have one more thing. We want to thank Anthony and his team for the moment, for the help, and for the possibilities. We would like to thank Anna. Anna, of course. And then our supporters, Ms. Ott e.V., from Germany, Scherenstiftung, Theater, and sponsors, and other partners are the Kulturkultur from Vienna, Kulturkultur. So, and I invite you to come another day to come with time and have the sound. Because it's not really an exhibition for a big opening, it's more a private thing. So, you might need to come once more to have a closer look and to hear better. And also, there will be a workshop, not this week, starting at the 16th of July, 3 days. And those who would like to take part should write an email to info@lucrus.com, which is also written on the invitations and on the slides and also on the internet site, and to say that they would like to come. And it's about sound, so we got even more sound of Lucrus. More out of making sound by talking about the sound. Yeah. So make sound and just drink something.